Pentru prevenirea și combaterea criminalității în domeniul evaziunii fiscale, polițiștii maramureșeni au derulat în 2018 55 de activități speciale în dosare penale pe linie de evaziune fiscală, corupție și contrabandă, trafic și comerț ilicit cu produse din tutun și au fost puse în executare 113 percheziții domiciliare, 25 de percheziții auto și 4 percheziții în sisteme informatice. Potrivit informațiilor Biroului de presă al Inspectoratului de Poliție al Județului în ceea ce privește dosarele penale instrumentate în domeniul criminalității economice, anul trecut s-a înregistrat o scădere a stocului total de dosare penale cu 1% și o diminuare semnificativă a numărului de dosare mai vechi de un an de la înregistrare, cu 48%. De asemenea, activitățile polițiștilor specializați în investigarea criminalității economice în domeniul evaziunii fiscale au avut ca rezultat în anul 2018 recuperarea unor prejudicii de peste 5 5,5 milioane lei, din care aproape 350.000 de, de lei prin măsuri asiguratorii. Reprezentanții IPJ Maramureș mai menționează că în 2018 capitolul combaterea evaziunii fiscale reliefează un trend descendent al numărului dosarelor înregistrate, minus 20, respectiv o reducere a evaziunii fiscale cu consecința creșterii încasărilor la bugetul consolidat al statului la nivelul județului Maramureș.